Bienala Internațională de Arte Miniaturale este un proiect de educație culturală. Are scopul de a deschide noi perspective și posibilități de interacționare între artiști, studenți și iubitori de artă. În era tehnologiei, lucrările miniaturale aduc o identitate și concepte noi în arta contemporană. Peste 300 de artiști din diferitele domenii ale artei și-au expus lucrările la Galeria Mansarda. Cum credeți că se va dezvolta arta miniaturală pe viitor? Asta e o întrebare de 10 puncte. Dacă aș ști să vă răspund chiar așa punctual, v-aș răspunde. Dar pot să cred că în contextul digitalizării continue nu doar a vieții noastre cotidiene implicită a artei, e foarte posibil ca transgresarea să se facă de la un suport bidimensional ușor către un suport digitalizat, nu? Aș putea să prevăd, poate că se va întâmpla, poate că nu se va întâmpla. Dar până la urmă, indiferent așa cum de altfel și despre teatru se spunea la momentul apariției filmului că va dispărea, nici arta bidimensională am convingerea că nu va dispărea niciodată. Deci vom merge înainte schimbând stilistic formulele sau suporturile. Care este scopul acestui eveniment? Bienala Internațională de Arte Miniaturale a fost realizată pentru, în primul rând, pentru scoaterea în evidență a artei pe în teritoriul Timișoarei, a Facultății de Arte, a scoaterii în prim plan a Facultății de Arte, care într-un fel are un rol important în viața comunității și mai ales prin un rol important în proiectul cel mare de Timișoara culturală, Capitala Culturală Europeană 2021. Ideea este că am realizat această bienală în așa fel încât fiecare să-și expună ideile, conceptele. Nu am pus din start, nu am gândit-o ca fiind o expoziție care să fie cu tematică, tocmai pentru că artiștii ar trebui să se identifice prin ceea ce fac, să-și expună propriile idei, să spună ceea ce simt prin ceea ce fac și sau să redea starea contemporană, starea vremurilor contemporane, tocmai prin aceste lucrări de miniatură. S-a vorbit la un moment dat despre identitatea în artă. Puteți să dezvoltați un pic? Desigur, fiecare se identifică prin ceea ce face și fiecare își pune în propriile lucrări propriu, își impune propriul stil, propria ființă este remarcată în lucrările lor. Identitatea este... E foarte mult de vorbit despre identitate în artă, dar să zicem că aici, pentru că sunt foarte multe lucrări, foarte multe țări, foarte mulți oameni veniți, foarte multe tipuri de gândire, foarte multe identități, poate chiar naționale, fiecare își pune în pagină ideea care o are despre ce trăiește. O face, o comprimă sub formă de esență, o aduce la starea de miniatură. Lucrările aparțin artiștilor din țări cum ar fi Spania, Italia, Japonia, Canada, dar și România. Ei aduc concepte și idei noi într-un mic univers artistic. Majoritatea se inspiră din experiențele de viață, cum ar fi pierderea unei persoane dragi sau copilăria. Lucrările mele sunt înălțare 1, înălțare 2. Desigur, au o altă plasticitate, depinde de unghiul din care privești. Pe lateral au senzația de înălțare este mult mai puternică, dar din cauza contextului, că sunt multe lucrări bune, nu toate puteau fi puse pe orizontală, ci multe sunt pe verticală. Și din această cauză, puțin sunt aplatizate, dar aceasta, de exemplu, înălțare 2 din lateral, pare ca o navă cosmică sau supra-științifico-fantastică.
Și de la ce am plecat? V-am spus că din copilărie am învățat că prin tăierea materialului textil poți obține anumite lucruri interesante. Și atunci am învățat-o și mi-am amintit-o să recunoaște mai ușor în prima variantă, dar în a doua mai puțin, deja am trecut mai departe. Cam asta este istoria lucrării de mici dimensiuni. Sigur că poți să folosești altă tehnică unde muncești mai mult. Cea de sus de aici, de exemplu, îmi place foarte mult și este și mai simplă decât ce am făcut eu. Din punct de vedere plastic, este foarte mult îmi place, nu mult. Așa că e o mulțime de varietăți și posibilități și o felicit pe Valentina Ștefănescu că a avut această idee grozavă. De regulă mă inspir din viața personală și amintirile ce le creez cu oamenii din jurul meu. Ce reprezintă această lucrare? Sunt două, Memento Mori și Atraversiamo. Și una este de actualitate, una este din trecut. Cerc să mă păstrez vie.